Prin ajutorul Domnului continuăm părtășia de învățătură biblică. Astăzi lecția a șasea din tematica Întrebări pentru inimă. Cu întrebarea, ești evlavios? Sau pentru surori, ești evlavioasă? Evlavia, un termen specific Noului Testament, și respectiv frica de Domnul. Termen specific Vechiului Testament, așa după cum rezultă, de exemplu, din Iov, capitolul 15, versetul 4, tu nimicești chiar și frica de Dumnezeu, nimicești orice simțire de evlavie față de Dumnezeu. Deci ele sunt aceeași lucrare și sunt în sine un scop. Prin evlavie atingem un scop. Ea este un scop în sine, dar este și un mijloc prin care se obțin și se ajunge la alte virtuții spirituale. Astfel, în 1 Timotei, capitolul 6, Apostolul Pavel scria în versetul 3, dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie. Evlavia ca și scop, dar în același timp evlavia ca și mijloc. Cei ce nu înțeleg că evlavia este și una și cealaltă, spune finalul versetului 5, ei cred că evlavia este un izvor de câștig. Și astfel poți să ai o formă de religiozitate doar ca să fie, de exemplu, pentru cei care sunt prinși în sfera clerului, să ai o profesie sau să prezinți o anumită imagine. Ferește-te de astfel de oameni. Și noi am putea spune, ferește-te de o astfel de gândire. De aceea vreau să vă propun în lecția aceasta mai întâi să observăm bine ce este evlavia. Să observăm ce spune Biblia despre această virtute sfântă. Și apoi să ne autoanalizăm dacă avem sau nu un comportament evlavios. Evlavia este o calitate esențială și plenipotențială ce identifică în propunzime valoarea unui creștin. Dacă ai evlavie, ai valoare. Dacă nu ești evlavios, ești lipsit de ceea ce ar trebui să conțină cu adevărat numele de creștin. Scrie în continuare aici, de la versetul 6, negreșit. Evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Deci cine ajunge să dobândească starea aceasta, va avea rezultate bune. În continuare scrie despre cei care se orientează spre domeniile materiale și spre cele ale lumii acesteia. Și apoi, ca și o atenționare în versetul 11, iar tu, omul lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută următoarele virtuți sfinte, calități duhovnicești, neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. De asemenea, citim, dacă aici am putea spune că este un cuvânt pentru bărbați, unul pentru femei, 1 Petru, capitolul 3, de la versetul 2, unde este scris despre felul de trai curat și în temere. Temerea de Dumnezeu este sinonimă cu evlavia. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă și enumeră ispitele legate de cosmetizare, de îmbrăcăminte. Versetul 4, și să fie omul ascuns al inimii, în curăția neperitoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Deci noi vorbim de valori pentru viața aceasta și pentru eternitate. Deci mai întâi, ce este evlavia? Potrivit dicționarul românesc, evlavia este un sentiment religios, manifestat printr-o scrupuloasă îndeplinire a practicilor bisericești. Cuvinte sinonime, cucernicie, pietate, smerenie, cuvioșie,
Să ne amintim de Corneliu, care este descris în Fapte 10 cu 2 ca un om cucernic, un om evlavios. El se evidenția printr-un program regulat de rugăciune, prin fapte bune. Cu alte cuvinte, avea sau căuta o relație bună cu Dumnezeu și totodată cu oamenii. În literatura păgână, termenul eusebia, un cuvânt grecesc, limba în care s-a scris Noul Testament, însemna respectul datorat zeilor și oamenilor. În Scriptură acest cuvânt se referă în primul rând la reverența față de Dumnezeu. Sunt și versete care privesc evlavia, dar mai puține, în raport cu oamenii, cu grija față de cei din familie, de exemplu. Potrivit unor dicționare biblice, Eusebius, de exemplu, definește termenul evlavie a privi în sus, spre unicul și singurul Dumnezeu și a trăi viața în armonie cu El. Scott vede în acest termen două lucruri. Pe de o parte, crezi corect și pe de altă parte, un mod corect de acțiune. În greacă existau doi termeni de extremă, deisidaimonia, ceea ce înseamnă superstiție, să fii un om superstițios, ateotes, ateism. Știți, ateul nu crede în nimic. Eusebia, evlavia, era starea de mijloc. Să nu cazi nici într-o extremă, nici în cealaltă. Să te raportezi corect atât față de zei, cum ei aveau panteonul lor, cât și față de oameni. În 1 Timotei, capitolul 3, versetul 16, apostolul Pavel scria despre taina evlaviei, cu referire la Domnul Hristos. Cu alte cuvinte, modul cel mai corect de raportare față de Dumnezeu și față de oameni ne este evidențiat în Domnul Hristos. Cel ce a fost arătat în trup, a trăit ca noi oamenii, a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă. Și taina aceasta a fost dezvăluită. Evlavia s-a arătat în forma ei umană, în același timp și divină, pentru ca noi să putem înțelege această lucrare. Am putea spune că taina evlaviei înseamnă doctrina fundamentală centrată în persoana Domnului Hristos, care este sursa și criteriul oricărei închinări, a oricărei conduite creștine. Evlavia va conduce să am o închinare corectă. În același timp mă va învăța să mă raportez cu toată amabilitatea și bunăvoința față de oamenii din jur. Doamne, ajută-ne! Mesajul Evangheliei întrupat nu poate fi evidențiat decât într-un om evlavios. În el Hristos domnește. La biserică noi putem să avem o formă de evlavie. Dar dacă ea nu se evidențiază în viața de toate zilele, noi nu suntem decât niște farisei. Se spune că un predicator necunoscut a apărut într-o biserică, pare mi se undeva într-o stațiune, și le-a plăcut mult cum a predicat duminică dimineața, au dorit să vină și după masă, spre surprinderea lor a repetat predica de dimineață. S-au gândit ei, au văzut că suntem mai mulți pentru cei ce au lipsit dimineață. Dar rămânând acolo, la prima slujbă, joi, a repetat predica aceea de duminică dimineața și duminica seara. L-a oprit comitetul și le-a spus, frate, dar ne-a plăcut mult cum ai predicat, dar tot predica asta? Și l-a zis, dar eu am trăit în mijlocul vostru. Și am văzut că voi nu împliniți ce v-am predicat. De ce să vă împovăresc cu altceva? Mai bine repetăm până învățăm. Am auzit chestiunea asta într-o predică a fratelui Paul Negru, spunea că s-a dus în Africa și după ce le-a predicat, l-au rugat să le repete.
Dar cum tot aceea? Zis, da, că asta nu știm bine cum să facem. Nu și o cântare o repetăm până o învățăm. Pentru că evlavia trebuie să ducă la punerea în practică. Dar să observăm acum pe lângă aceste câteva definiții, cum putem să caracterizăm evlavia? Spune în 1 Timotei 4 cu 7, de altfel e cuvântul ce apare cel mai frecvent în aceste două epistole, 1 și 2 Timotei, ferește-te de basmele lumești și băbești. V-am spus că evlavia nu-i superstiție. Caută să fii evlavios. Am participat la înmormântarea unui om care avea unul din fii necredincios. Și știam eu că el nu crede în nimic. Dar am observat că a luat, cum se obișnuiește, o bucățică de pământ și a aruncat-o peste sicriu. Și vreau, când am ocazia să vorbesc cu el și să-i spun, deci dumneata, tot crezi în ceva. Deja te-ai lăudat că nu crezi nimic. Numai problema e că nu crezi bine. Nu știu în ce efect crede el că are bulgările acelea sau de ce spirite vroia să se apere. Pentru că nu era nimeni care să-l observe și să-i bagi de vină pentru asta. În jur erau mai mult toți credincioși. M-am văzut că avea acolo doi nepoței și i-a pus pe fiecare repede. Vroia și să își transmită credința. Evlavia nu este superstiție. Nu conține basme lumești, băbești, practici, obiceiuri care nu sunt menționate în Biblie. Așa cum oamenii, de exemplu, trec pe lângă o mănăstire sau pe lângă vreun anume loc, repede se închină și fac cruce. Asta nu e evlavie. Astea sunt basme, obiceiuri. În primul rând, evlavia înseamnă teamă sfântă, acea frică de Domnul, care izvorăște din conștiința că Dumnezeu este omniprezent, fie că vedem vreun înger, fie că apare vreun fenomen supranatural șocant, ca pe muntele Sinai, fie că nu. Când ne gândim la cine este Dumnezeu și conștientizăm existența supremă a ființei divine, dintr-o dată ne cuprinde o stare care nu poate să ducă decât la evlavie. În Genesa 28 este scris că Iacov a avut un vis în care a visat o scară foarte lungă până la cer. Se pierdea în zare. Și undeva în infinit a văzut pe Dumnezeu, care i-a vorbit. N-a strigat la el, nu l-a mustrat, dimpotrivă. I-a făgăduit asistență și mari binecuvântări pe viitor. Și totuși, când s-a trezit din vis, nu mai se vedea nici scara, nici îngeri, a rămas în memorie doar imaginea și spusele divine. Și scrie în versetul 16, cu adevărat Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. I-a fost frică și a zis, cât de înfricoșat este locul acesta. O astfel de stare înseamnă evlavie. Când trăiești în conștiința aceasta. De aceea și Dumnezeu, când s-a descoperit pe Sinai, citim din Exod 20 cu 20, s-a prezentat într-un mod care să le inspire teamă, pentru că asta face bine sufletului. Moise a zis poporului, nu vă înspăimântați. Deci nu-i spaimă, e teamă. Căci Dumnezeu a venit tocmai ca să vă pun la încercare și ca să aveți frica Lui înaintea ochilor voștri pentru ca să nu păcătuiți. Deci e foarte binevenită teama de Domnul. De aici începe ascultarea Evangheliei, credința, neprihănirea. E răspunsul la revelație. Când ești conștient cine este Dumnezeu și cum trebuie să-i te raportezi. E bine să amintim și să accentuăm teama de Domnul ca și componentă de bază a evlaviei, pentru că trăim într-o societate în care Dumnezeu se vrea a fi tratat ca și un partener de afaceri, ca și un prieten foarte intim. Ba chiar se încearcă în teologia liberală o deosebire între Dumnezeu Vechiului Testament, care părea de temut,
și un Dumnezeu al Noului Testament care este foarte accesibil și care îți poți permite. Nu este adevărat. Vă citesc din Noul Testament, din Evrei, capitolul 10, unde Scriptura leagă Vechiul Testament de revelația Noului Testament și autorul nota de la versetul 26 următoarele. Căci dacă păcătuim cu voia, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății. Versetul 31. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Cu siguranță noi știm aceasta este același Dumnezeu. Dar ca să nu ne apuce spaima și așteptare înfricoșată a judecății de apoi, trebuie să fim atât de evlavioși încât să-L ascultăm pe Dumnezeu cu teamă. Citesc tot din Noul Testament 1 Petru 1 cu 22, unde este evidențiată ascultarea din teamă. Să știți că oamenii au nevoie de teamă. Dacă oamenii nu se tem de poliție, nu respectă regulile sau comit alte abuzuri în societate. Dacă nu se tem copiii de părinți, nu sunt ascultători. Acesta este omul. 1 Petru 1 cu 22. Deci ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul, să aveți o dragoste de frați neprefăcută. Iubiți-vă o căldură unii pe alții din toată inima. Spune în continuare aici, fiindcă ați fost născuți din nou prin cuvântul lui Dumnezeu, ori acest cuvânt, chiar dacă nu are acel ton de pe Sinai, trebuie să aibă aceeași autoritate. Mă completez de aceasta cu ceea ce scrie în Evrei, capitolul 12, de la versetul 18. Voi nu v-ați apropiat de un munte care se putea atinge, care a cuprins de foc, nici de negură, nici de întuneric, nici de furtună, nici de sunetul de trâmbițe, nici de glasul care vorbea, în așa fel încât cei ce l-au auzit au cerut să nu li se mai vorbească. Versetul 25. Lua seama, ca nu cumva să nu voi să ascultați de cel ce vă vorbește, căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte de cel ce le vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce vorbește din ceruri, al cărui glas a clătinat atunci pământul, muntele, și care acum a făcut făgăduința aceasta, voi mai clătina încă o dată, nu numai pământul, ci și cerul. Tot cu referire la teama sfântă și ascultare, citim și din Romani, capitolul 1, versetul 5, unde apostolul își declară scopul său ca și propovăditor al Evangheliei, ca să aducem pentru numele Lui la ascultarea credinței pe toate neamurile. Oamenii conștienți de prezența lui Dumnezeu, de voia sa, să fie gata să-L asculte, să se teamă să păcătuiască. Cu aceeași idee se încheie epistola în capitolul 16, versetul 26. Taina care a fost arătată acum prin scriere prorocilor și prin porunca Dumnezeului celui veșnic a fost adusă la cunoștința tuturor neamurilor ca să asculte de credință. N-au văzut, au auzit, căci credința vine în urma auzirii. Oricum, teama produce puritate. Omul conștientizează sfințenia divină și mânia lui Dumnezeu care se declanșează împotriva păcatului. Să rămânem tot în Roman și citim din 1 cu 18. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Dacă nu suntem încredințați că Dumnezeu se mânie pe stările de păcat, nu trăim cu teamă. Știți, Solomon și-a permis în viață multe, dar încheie el cartea Eclesiastul, capitolul 12, versetele 13 și 14, să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor, temete de Dumnezeu și scrie în continuare, păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om, pentru că Dumnezeu le aduce pe toate la judecat.
Citim și din Psalmul 19, unde după ce se vorbește despre creație, David scrie despre legea Domnului. Versetul 9. Frica de Domnul este curată. Un om evlavios se ferește să păcătuiască. E frică. Și încă două versete din Proverbe, foarte concrete, 8:13. De să nu ne înșele cineva spunând că este evlavios, dar nu se teme de rău, nu se ferește de tot ceea ce este murdar, păcătos. Frica de Domnul este urârea răului. Trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoasă. Iată ce urăsc eu. Și tot Proverbe 16:6. Prin frica de Domnul, omul se abate de la rău. Îmi spunea cândva un tânăr, frate, să știi că dacă aș fi avut în minte că Dumnezeu mă pedepsește pentru ce am făcut, nu făceam. Și diavolul tocmai starea aceasta vrea să o inducă în oameni, o stare așa de curaj, de îndrăzneală, să nu te temi. Ți-e frică, se spune în societate, când încalcă câte unul legea, când fură ceva, ți-e frică că te prinde? Păi Dumnezeu te prinde, Dumnezeu te vede. Și câtă vreme ai frica, păstrezi evlavia. Asta în relația pe verticală. În al doilea rând, în relația pe orizontală, evlavia înseamnă separarea de lume, de mediile păcătoase, sfințenie. Sfințenie înseamnă separat de rău, pus deoparte pentru Dumnezeu. Lumea este îmbibată de filozofii imorale, de concepții oculte, de o religiozitate falsă. Este plină de nedreptăți și de lucruri rele și omul evlavios se ferește de toate acestea. De aceea zice în 2 Timotei capitolul 3, versetul 12, că există o contradicție și o respingere permanentă între cei lumești și cei evlavioși. Și ne putem verifica dacă ni se întâmplă și nouă așa. 2 Timotei 3:12. De altfel, toți cei ce voie să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți. De ce? Datorită diferenței. Lumea ar iubi ce este a ei. De ce ne urăște pe noi lumea? Suntem diferiți. Omul evlavios se diferențiază categoric de omul lumesc. Prin limbaj, prin toate acțiunile. Și ce-l face să fie diferit? Teama aceea de care am vorbit până aici. Gândul că Dumnezeu îl vede, Dumnezeu este sfânt și îl cunoaște. De aceea spune Scriptura în Tit, capitolul 2, versetul 11 și 12, că și harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Dar iată ce înseamnă har și ce rezultate are în viața omului. Ne învață să o rupem cu păgânătatea, deci cu mediul de viață lumesc, cu poftele lumești, și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Evlavia trebuie să se evidențieze în raport cu lumea aceasta. Însă trăim în lume și trebuie aici să ne ducem viața sfântă. De aceea scria Apostolul Pavel în a 2 Corinteni 7:1. Deci fiindcă avem astfel de făgăduințe, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. În lume nu-ți poți duce sfințirea decât dacă te temi de Domnul. În concluzie, am reținut dintr-un dicționar biblic ca și o caracterizare a evlaviei următoarele cuvinte. Exprimarea practică a credinței într-o viață de pocăință, de împotrivire față de ispită și păcat. O viață de rugăciune, de mulțumire,
de apropiere respectoasă de cina Domnului, în cultivarea nădejdii, dragostei, generozității, bucuriei, stăpânirii de sine, îndelungii răbdări și mulțumirii, în urmărirea cinstei, a neprihănirii, a binelui altora în relațiile umane, în respectul pentru autoritatea constituită în mod divin în biserică, în stat sau în familie. Cum spuneam de la început, evlavia este foarte consistent. Un om evlavios se raportează bine înaintea lui Dumnezeu și în relațiile cu oamenii. Până aici, despre definiții și caracteristici a evlaviei. Să ne cercetăm acum, în acest al doilea capitol, comportament evlavios. Și revin la modul interrogativ, ești un om evlavios? Ai un comportament evlavios? Și aici am punctat două domenii. Evlavia în activitățile aferente adunării creștine, cât de evlavioși suntem când ne adunăm, când ne închinăm, când predicăm, când cântăm, și cât de evlavioși suntem în viața de toate zilele. Aici, la adunare, dobândim evlavia. Ea vine din relația noastră cu Domnul, din harul pe care îl primim. Iată ce citim în Isaia, capitolul 33, și să ne gândim cu refer la adunarea noastră, în primul rând. Versetul 6. Zilele tale sunt statornici și înțelepciunea și priceperea sunt un izvor de mântuire. Și acum, atenție, frica de Domnul, iată comoara Sionului. O adunare evlavioasă este o comoară, sau are o comoară. Adunarea ce și-a pierdut evlavia, și-a pierdut comoara. N-are nicio valoare. Cum spunea Domnul Hristos despre sare, dacă își pierde gustul, nu mai este bună pentru nimic. Nici pentru Dumnezeu, nici pentru lume. Frica de Domnul sau evlavia trebuie să constituie modulul educațional, adică acel crez, acele principii în care să ne creștem copiii și să ne formăm noi, și înseamnă respectarea legilor, poruncilor și rânduielor într-un mod plăcut lui Dumnezeu, practic și sănătos în același timp, nu doar ritualic, ostentativ sau într-un alt mod care obosește și deranjează, cum zicea Isaia, obosiți răbdarea Domnului și a oamenilor. Domnul Hristos este exemplul desăvârșit. De aceea spune Scriptura, rămân în Isaia, capitolul 11, versetele 2 și 3 despre el, și ceea ce s-a profețit s-a împlinit într-o totul, Duhul Domnului se va odihni peste el. Duh de înțelepciune, de pricepere, de sfat, de tărie, de cunoștință, de frică de Domnul. Plăcerea lui va fi frica de Domnul. Acea grijă pe care a avut-o Domnul Iisus, niciun cuvânt să nu-l spună decât după cum i-l-a dat Tatăl. Spunea la un moment dat, Tată, m-ai ascultat, eu am împlinit voia ta pe pământ. Și din cer s-a auzit un glas, iată, acesta este fiul meu în care îmi găsesc plăcerea. Și scrie în Evrei 5:7 că el a fost ascultat din pricina evlaviei lui. Pentru Tatăl a fost motivația principală să-L asculte atunci când s-a rugat pentru mântuirea oamenilor sau pentru minunile care le-a efectuat. Modul evlavios în care a trăit Domnul Hristos. Dar ceea ce este interesant, că Domnul Hristos a fost condamnat de oameni religioși din vremea sa pentru modul său de viață. Nu le-au înțeles evlavia. Că evlavie nu înseamnă, de exemplu, să devii călugăr. Și dacă tot te mai gândești la lume, să te supui la nu știu câte canoane. Se spune că era undeva un călugăr care îndeplinea toate ritualurile ordinului său monastic. Și la un moment dat a fost cuprins de un duc de mândrie, crezând că nimeni nu este mai scrupulos ca el în îndeplinirea tuturor acestor îndatoriri bisericești. Se spune că într-o noapte un înger a zis, nu ești tu cel mai evlavios. Dar la care mănăstire e alt om evlavios? Credea că doar în mănăstire pot fi astfel, găsi astfel de oameni. Și până la urmă se spune că i s-a indicat o adresă undeva, într-o localitate. S-a dus acolo și a găsit un om cu o familie numeroasă. Și a zis, tu ești mai evlavios ca mine? Și imediat te-a pus și întrebări. Câte mătănii faci pe zi, câte rugăciuni? Și m-a spus, eu mă rog, dar nu pot atât.
Eu am o droaie de copii, sunt fierar, trebuie să muncesc, mi-e trebuie forță, deci nu pot posti atât. Și și-a dat seama în final că evlavia nu înseamnă în primul rând un număr de rugăciuni, de cântări sau alte evidențe statistice sau contabile ale faptelor bune, ci acel mod interior de a te raporta corect la Dumnezeu, care se va exprima și în afară, dar în sinceritate, în curăție. Spune în Proverbe, capitolul 2, și asta ar trebui să preocupe mintea noastră, citesc de la versetul 1, ca să nu devenim niște farizei. Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua aminte la înțelepciune, dacă îți vei pleca inimile la pricepere, dacă vei cere înțelepciune, dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după comoară, atunci vei înțelege frica de Domn. Deci ca să ajungi să ai evlavia, care e comoara Sionului, trebuie mai să umbli după ea ca după o comoară. Să fii sensibil cu sufletul tău în relația ta cu Domnul. Când te rogi, inima îți va spune din partea Domnului ce ai greșit, unde trebuie să corectezi, în ce fel să te relaționezi, ce cuvinte să spui în rugăciune. Nici să n-adormi, dar nici să nu-ți faci un monolog pe care Dumnezeu oricum să nu-l evidențieze. Un alt exemplu în Evanghelie, Luca 23:50, de om evlavios este Iosif, un sfetnic al soborului. El a intervenit pentru Domnul Hristos când nimeni n-a avut curaj să ceară lui Pilat, într-un moment în care toți erau împotriva lui. Și a primit aprobarea aceasta, a riscat și evlavia l-a îndemnat să facă aceasta. Și a pus la îndemână mormântul său, pentru că acestea sunt calități ale evlaviei. În practica bisericească, evlavie înseamnă să respecti cu sinceritate tot ceea ce știi că cere cuvântul lui Dumnezeu. Să nu-ți permiți să clasifici lucrurile astea, sunt importante și merită, celelalte nu merită ținute în seamă. Dar în același timp să nu devii fariseu și să nu numeri firurile de mărar din grădină, dar să uiți dreptate. Fariseul, după ce își dădea zăcioala, n-avea probleme dacă murea tatăl său de foame. Am dat Domnului, cu Dumnezeu sunt ok, dar ce-i Dumnezeu? Fiscalitate și regim de impozitare? Asta a vrut Dumnezeu. Când farisei au văzut pe ucenici frecând spici în ziua sabatului, a spus, nu-i voie, se calcă sabatul. Evlavie înseamnă să te duci în sabat la sinagogă, dar nu să nu fii indiferent față de cel ce moare de foame. Stătea Domnul în sinagogă și avea în față un om bolnav și ceilalți stăteau să-l pândească. Nu cumva să facă Domnul om bine. Și știți ce a întrebat Domnul, da? Dar rău e voie să faci. Dar gândiți-vă ce intenții aveați voi. Ei nu se judecau pe ei înșiși în pornirea lor vinovată, dar stăteau cu pușca la ochi, nu cumva să miște vreunul în afara regulilor lor. Vreau să vă citesc din Vechiul Testament, din Cartea de Deuteronom, să înțelegeți că Dumnezeu de la început a vrut ca acea teamă sfântă despre care am citit că a instalat-o pe Sinai să-i ajute pe evrei să respecte cuvântul, dar cu inimă. Deuteronom 6:1-2, iată poruncile și legile rânduielile pe care a poruncit Domnul Dumnezeu vostru să vă învăț să le împliți în țara pe care o veți lua în stăpânire, ca să te temi de Domnul Dumnezeul tău, păzind în toate zilele vieții tale toate poruncile lui pe care ți le dau și să ai zile multe. Deci cea mai frumoasă ascultare, respectare a cuvântului Dumnezeu e în starea de teamă de Domnul. De aceea scrie și în versetul 24, Domnul ne-a poruncit atunci să împlinim toate aceste legi și să ne temem de Domnul ca să fim totdeauna fericiți. Dar dacă nu te temi de Domnul, le împlinești formal. Mi-am amintit astăzi iară de cazul acela, spunea un bătrân de la noi, că unul a făgăduit Domnului că dacă îl ajută, dă o vacă în numele Domnului. Și Domnul l-a ajutat, că nu e nimic prea greu pentru Domnul. Dar în urmă s-a căit și a spus, da, atâta să dau Domnului pentru ce a fost greu pentru el să mă ajute. La urmă nu s-a rezolvat foarte simplu. Și s-a dus la piață cu vaca și cu cocoșul.
și a zis că le vinde numai împreună vaca 50 de lei, cocoșul 2000. Și oamenii făceau ochi mari, băi, n-am înțeles bine, nu. Păi cumpăr numai vaca atunci, nu se dea numai cu cocoșul. Ca să dea Domnului numai 50 de lei și să spună, eu mi-am împlinit juruința. Că n-am zis cât, cum zicea unul care a și murit nemântuit, i-am promis Domnului că mă pocăiesc, că m-a răsturnat cu mașina în Mureș, dar știi ceva? Am fost destul de deștept și nu i-am spus când. Și Dumnezeu a luat viața la 50 și ceva de ani ca să nu mai aibă când. Oameni care îi spun că împlinesc, dar nu cu teamă. Și așa. Ca să-și liniștească poate conștiința, dar oricum nu într-o stare bună acea conștiință. Este un mod vinovat. Zicea Domnul în Osea, scrie în 6:4, Efraime, evlavia ta e ca roua de dimineață. Asta e starea aceea, cred, în care noi spunem amin, aleluia, da, împlinim, fraților, veniți, facem următoarea lucrare. Da. Și când colo? E ca și când se făcea apelul în armată. Din 120 de în companie, 10 la infermerie, 10 în permisie, 10 nu știu ne, să faci prezența pentru oameni apți de luptă, nici jumătate de formație. De ce? Pentru că nu este acea stare de interior care duce la o respectare corectă și sfântă. Spunea Apostolul Pavel, cu referire la vremea din urmă, 2 Timotei, capitolul 3, numind în versetul 2 mai întâi pe oameni fără evlavie. Asta ar însemna că n-au de-a face cu religie, lipsiți de religiozitate. Dar revine, aduce completări când zice în versetul 4 și 5, iubitor mai mult de plăceri decât iubitor de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, depărtează de oamenii aceștia. Exact aceeași mențiune ca în 1 Timotei 6:5, aceștia sunt oameni periculoși, pentru că dau impresia că ei împlinesc. Așa ca Saul, care atunci când a fost întrebat de Samuel, a zis, ai păzit cuvântul Domnului? Am păzit, dar ce cu behăitul acesta? Apoi știi, când colo le selectase. Ca și cum l-a mustrat Avram pe bogat, tu în viață ți-ai ales lucrurile, ce ai vrut ai făcut, ce nu ai făcut. Și ai încercat să pari în fața altora și chiar să te amăjești pe tine însuți că tu împlinești, dar asta nu ajută. Deci, în primul rând, în comportamentul nostru religios, evlavie înseamnă să fii un om care respecti pe Dumnezeu și ceea ce faci, faci ca pentru El. Tu împlinești poruncile Lui, nu doar formal, nu de ochii lumii, ci cu inimă curată. În al doilea rând, tot în plan religios, teama de sfântă favorizează o slujire curată și păstrarea părtășiei cu oameni evlavioși. Omul care nu este evlavios e prieten cu oameni de față, dușman pe dos, e prieten cu bogații, uite de săraci. El nu este curat în ceea ce face. Pentru că lipsește acea teamă sfântă și slujirea lui este pe măsură. Spunea un frate despre un mesaj care l-a avut pentru un proroc mai tânăr, în care i-a arătat că starea lui nu este bună. Și respectivul vinovatul a zis, așa-i frate, e drept. Și la următoarea rugăciune a prorocit din nou. Și spunea prorocul prin care a fost mesajul că acel om nu este în regulă, a rămas uimit. A recunoscut că nu este bine, dar a prorocit mai departe. Oameni care nu se tem de Dumnezeu în fond, în slujirea lor. Și în Evrei, capitolul 12, este scris, asta urmează după acele cuvinte de comparație cu imaginea de pe Sinai, cu relația din Vechiul Testament, unde știți, fiii lui Aron au fost arși, peste ceata lui Core a venit pedeapsa lui Dumnezeu. Evrei 12:28, fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică. Aici sunt trecute amândouă pentru a fi îmbogățit termenul. Este accentuată partea de frică a evlaviei, nu doar cea de sfințenie. Și când ne gândim că în unele adunări deja a apărut acel mod de laudă și închinare în care oamenii râd, dansează, asta e cu frică? Un copil care e frică de tata, așa vine înaintea lui.
dându-i cu mingea în față? Nu. Teama înseamnă altceva. Și asta trebuie să se vadă în slujirea noastră. Îmi spunea un frate de la Creștin după Evanghelie, zicea, aseară am avut o decepție cu un predicator. Au venit și prieteni și s-a pus pe glume. Așa cum se spune, și sărate și nesărate, dar sărate nu în sens după jertfa Vechiului Testament. Să pui sare, că asta înseamnă har, inspirație. Și oamenii se gândeau, băi, asta e biserică sau nu e biserică? Sau acei oameni care vin îmbrăcați într-un mod necuvincios, fac ei o slujbă cu frică? Nici de cum. De aceea trebuie să fim atenți cu cine ne închinăm. Spunea psalmistul în 119:63, referitor la evlavia în părtășia frățească, sunt prieten cu tot ce se tem de tine, cu cei ce păzesc poruncile tale. Pentru că teama sfântă asta înseamnă să păzești poruncile Dumnezeu cu respect. Și cu acești oameni trebuie sau poți să fii prieten din toată inima. Zice tot David în Psalm 16:3, oamenii evlavioși sunt toată plăcerea mea. Efectiv, te simți bine. Am fost plecat nu de mult cu soția într-o adunare, a avut o zi plină, deși ea nu s-a simțit prea bine cu sănătatea, dar totuși a stat cu bucurie în ziua aceea până seara acolo și îmi spunea la întoarcere, ăștia-s frații noștri, o biserică de oameni evlavioși, smeriți, care se rugau și plângeau înaintea Domnului, Doamne, vină în ajutorul nostru, ajută-ne să ne ducem în pocăință, ăștia-s frații noștri, cu care avem părtășia aici și nu ne va fi întreruptă părtășia, va fi continua în împărăția lui Dumnezeu. Dar dacă e vorba de oameni care, așa cum v-am spus, râd, dansează și m-au scutezat să spună Domnul e aici, parcă mi-e frică și să-i aud spunând asta. Nu cred că este Domnul acolo. Au creat o astfel de senzație și fiii lui Eli și evreii când au strigat, de s-au speriat și filistenii și au fi zis, da, au fi venit Dumnezeu evreilor în tabără. Dar nu era, numai chipul. S-a dovedit unde a fost prezent Dumnezeu apoi, în templul lui Dagon. Dar Dumnezeu n-a putut să își manifeste prezența în compania unor astfel de oameni. Și aș mai adăuga un verset din Fapte 13, pentru că am văzut și slăbiciunea aceasta, unii pare vlavioși aici, cântă, închid ochii, sunt cu mâinile pe sus, și când ies afară, au schimbat subiectul. Și scrie aici, în Fapte 13:43, și după ce s-a împrăștiat adunarea, mulți din iudei și din proveliții evlavioși au mers după Pavel și Barnaba, care stăteau de vorbă cu ei și îi îndemnau să stăruiască în harul lui Dumnezeu. Uneori, mergând în misiune, îi observ foarte ușor pe aceștia, că întreabă, frații musafiri, nu mai rămân undeva la o rugăciune, n-am putea discuta ceva cu ei din Biblie, ăștia sunt evlavioși, dar care abia apucă să termine slujba și se uită la ceas, că începe nu știu ce serial sau nu știu ce, i-a tăiat foamea. Ăștia nu sunt evlavioși. Oamenii evlavioși sunt dăruiți lucrării sfinte și nu vor să plece decât atunci când Domnul, cel care trebuie să fie la cârma lucrării, încheie slujba. Slăvit să fie Domnul. Să privim acum la evlavia în viața de toate zilele. Păstrarea evlaviei. Duceți până la capăt cu frică, cum am citit în 2 Corinteni 7:1, sfințirea în duh, în trup. Noi, vedeți, muncim, unii la școală, alții la serviciu, unii în grădină, alții în fabrică. Trebuie să împletim activitățile materiale cu cele spirituale. Adică în pauză să ne rugăm, dimineața să citim un cuvânt și în rest să păstrăm un climat de gânduri curate, atitudini de dreptate, de bunătate. În familie poți să fii evlavios, muncind lângă bunica ta bătrână sau lângă copiii tăi care te solicită zi și noapte. Spune 1 Timotei 5:4,
Dacă o văd oare copii sau nepoți de la copii aceștia se deprinde să fie evlavioși, întâi față de cei din casa lor să răsplătească ostenelele părinților, căci lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Când îți îngrijești bătrânii sau bolnavii, e ceva frumos. Când peste zi la oamenii de la servici poți să le spui o vorbă despre Domnul, asta izvorăște din evlavie. Când dacă ai ocazia, fredonezi un vers, asta are de-a face cu evlavie. Nu înseamnă să nu te ții de muncă, dimpotrivă, să-ți faci datoria. Ba încă trebuie să ne rugăm, întorc o pagină în urmă, spune în 1 Timotei 2:2, să ne rugăm să putem duce o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și cu toată cinstea. Asta înseamnă evlavie în viața de toate zilele. Corectitudinea în relație cu oamenii, vorbele în care le spui, felul în care te raportezi la ei și de rugat te rogi numai la vreme potrivită. Zicem Psalmul 32:4 și chiar de s-ar vărsa ape mari. Dacă omul evlavios se roagă la vreme potrivită și între rugăciuni este evlavios, ca Daniel. El își făcea datoria, nu degeaba a vrut împăratul să-l pună mai mare peste toți rugătorii. Era foarte capabil, se ținea de servici, dar orarul de rugăciune a rămas rugăciune. Era vremea comunistă și erau chemați oamenii duminica la servici. Și un frate nu s-a dus, știa că nu este ceva imperativ și a fost raportat că a fost la adunare. Și luni îl cheamă la ședință, secretarul de partid, unde ai fost? La adunare. Nu am spus să vii la muncă. Tovarăși, eu nu fug de la muncă să mă duc la adunare, dar vă rog să nu-mi cereți de la adunare să vin la muncă. S-a repetat încă și în aceasta la câteva duminici și de la o vreme au învățat regula. Și ziceau ceilalți, când mai convocau personalul duminica la muncă, pe el întreba, Nelu, tu vii? Asta nu vine. Sau spunea cineva, dacă vecinii știe că tu la ora aceea ești la adunare sau ești la rugăciune și cineva vă bate la poartă, vor zice, vino mai târziu că e la adunare. Dar în același timp când vor întreba, auzi, pot să fac o afacere cu el, e om de înțeles? Da, e de cuvânt. Pentru că altfel ar fi ridicol, ar fi josnic pentru Domnul și vinovat pentru noi. Citesc tot de aici din 1 Timotei 2, scrie de la versetul 8, vreau doar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie, fără îndoieli, oameni evlavioși. Vreau de asemenea ca femeile se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu roșine și sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Deci o femeie evlavioasă se vede și pe fapte, se vede și pe haine. Dacă-s numai haine și fapte bune nu-s, aia nu e evlavie, e formă. Dar și dacă-s numai fapte bune și îmbrăcămintea lasă de dorit, nici asta nu e evlavie. Oamenii vor zice, femeia asta e harnică, e bună, dar nu vor zice nici pe departe că este evlavioasă, că are o adevărată stare de pocăință. Am observat, căutând în Biblie, că Ezechia și Iosia, singuri împărați care sunt comparați cu David, sunt singuri împărați care sunt numiți evlavioși. Oamenii care au făcut reformă în țară și care în viața lor personală cu Domnul au fost curați. Ceilalți împărați, și dacă au fost buni, cotă parte, au fost formaliști, înălțimile le-au lăsat, nu au fost cu toată inima, relația lor cu Domnul a suferit și Biblia nu-i numește evlavioși. De asemenea, este numit evlavios Nemia. Ăsta n-a fost preot, a fost guvernator. S-a ocupat de construcții, dar în același timp a pus suflet și pentru casa Domnului, pentru zeciurile care se adunau, pentru organizarea cântăreților. Și spune în cartea sa un aspect al evlaviei în viața de toate zilele, Nemia, capitolul 5. Și asta cred că va conta înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor. De la versetul 14, timp de 12 ani n-am trăit din veniturile cuvenite dregătorului. De ce? Oamenii erau săraci. Înainte de mine și din dregători împovărau poporul. Eu n-am făcut așa din frică de Dumnezeu. Ba mai mult, am lucrat la dregerea zidului. Și se roagă el în final, în versetul 19, adu-ți aminte de mine spre bine, Dumnezeule, pentru tot ce am făcut pentru poporul acesta. Evlavie în raport cu poporul, în viața de toate zilele.
Și tot din cartea sa citesc din capitolul 13, versetul 14. Adu-ți aminte de mine, Dumnezeule, și cu siguranță Dumnezeu nu uită acestea. Pentru aceste lucruri și nu uita faptele mele evlavioase, făcute pentru casa Dumnezeului meu și pentru lucrurile care trebuiesc păzite în ea. Evlavie pe două fronturi, la adunare și la servici. Să poți să pui o vorbă bună pentru frați, să ajuți oamenii, să fii un om care reprezinți pe Domnul cu cinste. Prin vorbirea ta, prin îmbrăcămintea ta. Mergea un frate pe jos cândva la marginea unui sat și câinii lătrau puțin, a vorbit cu ei și a continuat drumul, n-a dat după ei așa ca și un războinic, chiar dacă a fost nevoie să se apere. Și a auzit oamenii spunând, ăsta pe mers zici că-i pocăit. Din felul în care a acționat în minutele acelea. Doamne, ajută-ne să devenim evlavioși. Și în final menționez binecuvântările evlaviei. 1 Timotei 4:8. Evlavia este folositoare în orice privință, întrucât are făgăduința vieții de acum. În ce mod ajută evlavia acum, în viața de acum? E o credință curată pentru Duh. Nu riști să devii nici lumesc, nici fariseu. E liniște pentru suflet și sănătate pentru trup. Zice în Psalmul 110 cu versetul 10, frica de Domnul aduce sănătate. Iar în Proverbe este scris, citim câteva versete, în 10 cu 27, frica de Domnul lungește zilele. Tot Proverbe 15 cu 16. Mai bine puțin cu frică de Domnul decât o mare bogăție cu turburare. Folos pentru viața asta de la frica de Domnul, de la evlavie. Nu trăiești cu riscuri. Ești un om liniștit. Și 19 cu 23. Frica de Domnul duce la viață și cel ce o are petrece noaptea sătul fără să fie cercetat de nenorocire. Câștig pentru viața aceasta prin evlavie. O familie cu pace, chiar dacă are mult, chiar dacă are puțin. O familie care se ține de adunare. O familie care se raportează la Dumnezeu, oameni care țin cont de Dumnezeu și de oameni care sunt făcuți după chipul lui Dumnezeu. Și revin la 1 Timotei 4:8. Evlavia mare o făgăduință a vieții viitoare. De ce e folositoare evlavia pentru viața viitoare? Pentru că noi acum ne formăm prin evlavie să ne raportăm la Dumnezeu și în eternitate vom sta în părtășie cu El. Pe noi nu ne va șoca întâlnirea cu Domnul, dacă suntem evlavioși. Despre Enoch este scris că a umblat cu Dumnezeu și a fost dus la Domnul, dar el deja umbla cu Dumnezeu de aici. Despre noi e scris de asemenea, umbla cu Dumnezeu. În așteptarea întâlnirii cu Domnul, a părtășiei eterne. Spune în Psalmul 112, versetul 1. Ferice de omul care se teme de Domnul. Și fericirea asta e pentru eternitate, cel mai mult. Și care are o mare plăcere pentru poruncile Lui. Deci, evlavie înseamnă să faci ce-i plăcut Domnului cu plăcere. E o definiție ce a rezultat de altfel din cele spuse. Și un ultim text, a doua Petru, capitolul 3, cu referire concretă la evlavie și veșnicie. Citim de la versetul 11. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, toate se vor demola, nu se vor mai păstra nici regulile anotimpurilor, nici legile fizice nu vor mai funcționa, totul se va dezintegra. Pământul cu tot ce pe el va arde. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă.
stare cu care trecem dincolo. Dumnezeu vrea să ne educe de aici. După cum Dumnezeu a vrut să instruiască pe evrei în pustie, pentru ca să știe cum să se comporte în țara în care urmau să intre, la fel Dumnezeu ne învață prin evlavie cum să ne raportăm înaintea Lui. În cer, îngerii slujesc lui Dumnezeu cu frică. De aceea spuneam că e periculos și Biblia ne îndeamnă să ne separăm de oamenii care îl tratează pe Dumnezeu la pertu, cum este vorba între oameni. Nu, Dumnezeu este de temut, în fața Lui duhurile cad în leșin. Din teamă de Domnul îi respecti cuvântul, slujești cu frică, nu-ți permiți să faci ceva cu vreun gând vinovat și aștepți cu teamă că judecata începe de la casa lui Dumnezeu să vină Domnul. Cel neprienit scapă cu greu. Ce se va face celui rău și păcătos, scrie același Petru. Așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care trupurile cerești se vor topi. Și dacă am avut teama asta, ca pe Sinai, teama că Dumnezeu e tot puternic, nu va fi șocul mare când vine Apocalipsa și când se vor descompune toate, că noi deja avem starea aceasta de raportare la sfințenie și la tot puternicia lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să fim evlavioși. Amin.